Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Prin Harul lui Dumnezeu și astăzi avem doi invitați în studio. Este vorba de tânărul Patrick și Filip, doi frați scumpi, nepoții mei din Austria. Domnul să vă binecuvinteze! Amin, mulțumim Amin. Că suntem aici! Aleluia! Ei se numesc ca și mine, bineînțeles, Roșu, Roșu Patrick, Roșu Filip. Și o să ne spună ei așa puțin cum pronunță austriecii numele ăsta de roșu și cum se sesizează ei că după nume nu sunteți chiar austrieci. Dar până atunci cerem ajutorul lui Dumnezeu peste emisiunea noastră, peste noi toți, împreună cu cel mai mare, Patrick. Te rog frumos, Patrick, okay. Să te rogi. Doamne, îți mulțumim pentru ziua aceasta, îți mulțumim că suntem aici și că putem să fim lumină pentru tine și sare pentru tine și putem să vorbim despre Evanghelia, despre ce ne-a arătat în Biblie, Amin. Ce ne vrei să ne zici și ce putem să practicăm. Te rugăm să binecuvintezi timpul acesta, să binecuvintezi tu pe cei care ascultă și să atingi tu inimi dacă nu te cunoaște cineva. Te rog frumos să fii tu cu noi și să fii cu cei care ne ascultă. Amin. 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 Mulțumim, Patrick. Cu plăcere. Haideți să citim, noi obișnuim să și citim din Sfânta Carte, din Biblie, okay. Și cred că e normal, nu? Da. Să ne rugăm, să citim și apoi Dumnezeu cu îndurarea, cu mila și prin Duhul Său o să ne dea cuvânt pentru noi, dar și pentru prietenii noștri care ne privesc, care ne ascultă și care vor să știe cum e și cu tinerețea în Austria, cum e un român integrat în Austria, cum poți să fii creștin adevărat și acolo, da. Și cum poți să fii de folos Împărăției Lui Dumnezeu și într-o țară mai dezvoltată ca România. Trebuie să recunoaștem da. Asta, nu? Da, așa e. Bun. Haideți să citim în Evanghelia după Matei, capitolul 10, de la versetul 30. Spune așa, pentru că deja v-am lansat această provocare, această temă, curajul de a trăi cu Dumnezeu în vremuri grele, spiritual vorbind, că material, slavă Domnului, suntem mai bine și noi românii, dar din punct de vedere spiritual, din punct de vedere social, din punct de vedere sufletesc, este mai greu astăzi să fii creștin adevărat, să-L mărturisești pe Hristos și o să vedem că ai nevoie de curaj, așa-i? Exact. Bun. Citim, deci, de la Matei, capitolul 10, de la versetul 30. Cât despre voi, zice Mântuitorul, până și perii din cap toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui, care este în ceruri. Amin! Amin! Amin. Dragi prieteni, așa cum v-am spus deja, sunt cu doi nepoți dragi de-ai mei, de la fratele cel mai mare, cu 2 ani ca mine, nu cel mai mare, e mai mare ca mine cu 2 ani. Noi suntem, după cum știți, 10 frați sau am fost 10 frați la părinți. Părinții au trecut în veșnicie, 5 băieți și 5 fete și din ultima serie de băieți, 3, că sunt 2 băieți, 2 fete, 3 băieți, 3 fete. Eu sunt mijlociu din seria a doua de băieți, cei 3, da? Iar fratele meu mai mare cu 2 ani, cu așa aproximativ, Petrică Roșu, are acești frumoși băieți și credincioși, da? Dar nu numai pe voi, mai aveți un frate, așa-i? Exact. Unde este Patrick? Fratele acesta face armata. Este în armată, da? Exact, exact. În armată, în Austria. În Austria, exact. Se face armata pentru că Austria, nefiind în NATO, trebuie să-și poarte singură de grijă, din punct de vedere militar. Acum, haide să vă prezentați și voi. Eu v-am spus așa doar numele și cine sunteți în raport cu mine. Poate vreți să mai adaugați ceva? Deci, începem cu cel mai mare, cu Patrick. Da, deci eu mă numesc Patrick, am 26 de ani și... Născut în Austria. Născut în Austria, Salzburg. Așa. Și merg împreună cu părinții mei și cu frații mei într-o biserică baptistă din Salzburg. Baptistă austriacă. Austriacă, da, deci nu avem biserică baptistă de, așa știu eu, de români. Am avut, dar nu mai e.
Am înțeles. Exact. A fost un grup așa mai restrâns de români, dar ei s-au integrat în biserica exact, asta austriacă. Exact. Bun. Asta nu înseamnă că nu sunt și alte biserici de români sunt, în Austria. Sunt mai multe, sunt mai multe. Din câte știu, sunt la Linz, mi se pare. La Linz, la Viena foarte la Krems, multe. La Viena, da? În Graz mai da. Sunt. Baptiste, pentecostale da, și, da, da. Și așa mai departe. Da. Uh-huh. Acum, știu că domeniul care te preocupă și încă studiezi este domeniul medical, așa-i? Sau da, vreau să încep. Vreau să încep vreau din octombrie cu ajutorul lui Dumnezeu. Amin. Doamne ajută, succes! Acum să mergem și la Filip. Și tu ai terminat armata, bineînțeles că ai 26. Da, și am făcut mergem și la Filip, care și el a terminat armata, da? Da, am terminat și eu. Deci eu sunt Filip Roșu, am 25 de ani și... nu, am terminat și eu armata. Slavă Domnului! Ce am de zis mai mult? Câte luni ați făcut armata? 6 luni, deci... Eu care am făcut la... termen redus, așa, deci cine reușea la facultate pe vremea noastră, făcea 9 luni și ni se părea o armată ușoară și, adică scurtă, nu atât de ușoară. Mm. Dar voi e și mai bine, 6 luni. 6 luni mai scurt. Slavă Domnului. Okay. Dar cred că v-a folosit un pic și armata. Da. Deci, nu strică. Care e domeniul, Filip, care îți place și în care vrei să mergi mai profund? Eu am terminat o școală de economie. Și acum, din toamnă, vreau să încep să devin profesor de matematică și informatică. Deci a plăcut dintotdeauna științele astea exacte, da? Cam așa, da. Așa. Iar lui Patrick, domeniul ăsta uman, medicină da. Și așa mai departe. Bun. De Marco, ce să mai zic, el e mai mic, da? Vine da, din urmă, face armata și el spre ce i-ar place să meargă? Care e domeniul așa preferat? Eu știu că îi place designul, da. Designul, da, el design. Cu desen și din asta. Aha, e pasionat. Da, e, da. Și deci... e priceput. Da, sigur. Sigur. Bun, mă bucur că vă cunoașteți bine unul pe altul și vă apreciați. Vă apreciați da, unul da. Pe altul, că așa este frumos. Da. Ca și frați, ca și creștini, trebuie să ne iubim, să ne respectăm și să ne încurajăm fiecare cu darul lui și în domeniul în care exact. El... lui îi place și el excelează. Da, nu? Exact. Bun, acum n-ați mai venit de ceva vreme în România, pentru că de obicei știu că veniți cu părinții, nu? Deocamdată n-ați venit singuri. De 4 ani. Ați venit acum cu părinții, da? Mm-hmm. De 4 ani? Aici în Corbu. N-am fost în Corbu. În Corbu. Constanța, da. A, așa. Ei sunt veniți la casa părintească din Corbu, au petrecut acolo o săptămână, mai bine de o săptămână. Mm-hmm. Următoarele zile, mâine, poimine, o să trebuiască să vă întoarceți. Cam așa, poimine, da. Cred că da. Aha. Pe la bunicii din Bistrița, pe da, la da. Bunica. 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 La bunica din, da. Din Bistrița. Mm-hmm. Le urăm și noi drum bun, să ne rugăm pentru ei, să fie, cum o să auzim, că sunt deja în continuare creștini buni, copii buni, că știu că sunteți copii buni. Chiar îmi spunea părinții, că... Părinții. Da, asta e meritul părinților, dar și a faptului că, zice Biblia, copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri. Da? Da. Și, da, e și datoria noastră ca și copii da. Să ascultăm. Părinții ne educă, ne iubesc, ne cresc, așa, dar și noi avem datoria aceasta. Da. Uh-huh. Chiar asta vreau să vă spun, îmi spunea taică tău, Petrică, da, Roșu, că îl întreba cineva, domnule, care e secretul de așa copii buni? Trei băieți, credincioși, serioși, implicați acolo la, o să ne spuneți, la biserică, mm-hmm. da, sunteți implicați, ați fost și în misiune în America, da? Cu corul am fost, acu da. De... câteva zile. Acu un an, 2009 doi? A fost. Ah, câțiva ani în urmă. Da, 2009, da. Aha, am înțeles. Și îl întreba, care e secretul de a-i copii așa de buni? Spune-ne și nouă, că ăștia aveau copii mici. Și zis, secretul e mila lui Dumnezeu, seriozitatea părinților și comunicare, nu? Da, da. Așa. Și cred că exemplul părintesc e foarte important. Normal, da. Dacă părinții sunt adevărați creștini, cele mai mari șanse este ca și copiii să aleagă modelul acesta. Așa e, da. De creștin serios, practicant da. Și dedicat lui Dumnezeu, nu? Exact. Bun. Așa e. Acum, noi am ales tema aceasta, de ce? Pentru că acum și în România tineretul este bombardat cu tot felul de tentații, cu tot felul de ispite. Uh-huh. În Occident, cu atât mai mult pentru că nivelul de trai este mai ridicat și tentații, ispitele sunt mai multe, posibilitățile financiare și așa sunt mai mari, da? Mai mari, și atunci e o mirare, într-adevăr, că încă sunt creștini, tineri creștini în Austria și în România, care dau la o parte aceste ispite și merg înainte. Avem motive și astăzi să, sau putem spune astăzi că îți trebuie curaj să trăiești
ca un creștin adevărat? Sau să trăiești credința creștină? Filip, Patrick. Da, eu zic că îți trebuie curaj, chiar, da, chiar și astăzi, ca creștin? Creștin și tânăr. Da. Că eu cred că credința este sub alt atac pe, deci cum a fost acum 100 sau 200 de ani. Altfel atacat. Altfel atacat, exact. Și foarte mult cu logică trebuie să discuți astăzi, foarte mult cu capul, cu judecată. Exact. Și explicații logice, cum spuneam. Exact. Și eu cred că îți trebuie curaj ca să stai în față și să zici că eu sunt creștin și cred în Iisus. Exact. Și nu în totul ce îmi zice la școală, de exemplu. Evoluționism, e o variantă la școală. Exact. Deci neapărat, deci și de copil mic cred că îți trebuie curaj. Îndrăzneală, da. Zici, pentru că spuneai tu, lumea astăzi cumva se închină la rațiune. Deci da, filtrează totul pe rațiune și tot ce nu e rațional e fanatism, exact, e religie depășită și așa, exact, mai departe. Deci în primul rând să zic, îți trebuie curaj pentru că trăim într-o lume care s-a depărtat de Biblie. Nu mai citești Biblie. Nu mai citești, nu mai interesează. Nu mai crede. O carte veche depășită. Da. Dar asta spun nu că au citit-o, că au auzit ei, că e o carte veche. Și spuneai și din cauza filozofiilor, teoriilor vremii. Da. Mm-hmm. Evoluția. Evoluția, de exemplu, da. Bing Bang-ul, nu știu ce, mm-hmm, tot felul de filozofii sau explicații, așa zis, științifice, care vin și înlocuiesc creaționismul Bibliei sau ce zice Biblia. Mm-hmm. Alte motive, deci este ignoranța, să zic așa. De asta trebuie să fii curajos și să spui oamenilor, să explici oamenilor ceea ce ei nu știu. Neștiind, uh-huh, îi condamnă. Exact. Sau nu interesează. Da? Uh-huh. Ignoranța, după aceea, sunt teoriile astea greșite, uh-huh, evoluționismul, materialismul, așa. Bunăstarea. Ar fi o problemă faptul că omul are o bunăstare, are posibilități? Da, eu cred că e o problemă. Chiar deci, nu mă interesează, domnule. Da, eu am tot ce-mi trebuie. Deci să fii creștin e nu numai să stai și să te relaxezi, ci trebuie să lumea să vadă prin viață că tu ești adevărat creștin. Deci să practici. Exact, să practici. Și nu-ți trebuie curaj dacă tu ești, să zicem, catolic de 10 generații. Ești foarte relaxat. Exact, ești relaxat. Tu știu cine ești, ce crezi, să ți s-a zicem... zis că ești un catolic, toate că nici catolicismul poate nu-l știi. Mulți nu-l știu. Și nu mai merg la biserică, nu-i așa? De două ori pe an. Deci lipsa asta de cunoștință, lipsa asta de practică, mm-hmm, cum spuneai, dacă nu practici. Da. Așa? Mm-hmm. Ei te condamnă. Cine te crezi tu? Te vede că ai cunoștințe, te vede că practici, că îi se pare că ești cumva extremist, nu? Da. Oh, da, deci extremistul, deci iubirea pentru Dumnezeu este deja extrem negativ pentru cei fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu sau care cred că îl au pe Dumnezeu, dar e mai multă tradiție. E mai multă tradiție sau este doar un nume? Exact. O formalitate, să zic așa. Sau sunt creștin nominal, pentru că majoritatea din, cred că 90% din creștinii, de 2 miliarde și ceva de oameni sunt creștini. Așa, da. Majoritatea sunt cu numele. Sunt și eu creștin că m-au botezat părinții, că m-am născut în familie cu tare și așa mai departe. Dar spunea un prieten al meu misionar, dacă te naști în aeroport, nu înseamnă că ești avion. Dacă te naști într-o familie de doctor, nu înseamnă că și tu ești doctor. Exact, da. Da? Deci dacă tu trebuie să-ți alegi cariera, meseria, dacă tu trebuie să-ți alegi soția, viitorul și familia și așa, trebuie să-ți alegi și credința. Da. Ești sau nu ești creștin, da? Exact. Sau nu. Și mai discutam noi înainte, ar fi și aceste manifestări extremiste ale unor religii, da? Care nasc grupări teroriste și așa mai departe. Și oamenii se retrag, se închid în sine și nu le mai trebuie absolut să audă de nimic. Deci, exact, faptul că unele credințe sau religii care nu sunt creștine, în sânul lor se nasc grupări teroriste și nu știu ce, oamenii se retrag și nu mai vor să știe nici de creștini sau de religie în general. Da. Așa?
Exact. Din cauza asta îți trebuie curaj. Și spuneai tu, care ar fi metodele cele mai potrivite, Filip? Ce ar trebui să facem, Filip, în vremurile acestea? Spunea Patrick că îți trebuie să... cunoștință. Trebuie să știi. Da. Păi, dacă nu te ocupi de ceva, cum să știi ce trebuie să faci? Deci, cel mai bine pentru un creștin e să citească în Biblie. Asta este fundamental. Fundamental. Dacă citești, să ai o bază, da. Ai o bază. După aia poți să mai întrebi din biserică, pe pastor, pe bătrânii biserici, prezbiteri, da? Părinții, dacă sunt creștini. Deci da. Eu de acolo, cum să zic, dacă am avut întrebare, m-am dus la tata și la mama și am întrebat. E și important să cauți un grup de tineret. Deci dacă tu mergi numai duminica la biserică și restul din săptămână faci ce vrei și te ocupi de ce vrei, cum să zic, e ca m-aș duce la școală și după aia... Aș uita tot, da. Am înțeles. Deci tu spui, este foarte important să cunoști, e foarte important să cunoști, da. Dar să și verifici cunoștința prin experiența bătrânilor, părinților, da. Pastorilor, prezbiterilor, bătrânilor, oamenilor cu experiență, da? Îți verifici aceste cunoștințe. Da. Cum funcționează asta? Ce înseamnă asta, da? Da. Și mai spune că nu e suficient doar să mergi duminica la biserică sau de două ori, nu? Cum merg unii catolici sau ortodoxi. Pe de an, două ori pe an sau are unii numai la naștere și la mormântare. Nu e suficient, da? Nu e suficient. Trebuie să cumva să te apropii sau să te integrezi într-un grup de oameni, să formezi un anturaj de oameni care iubesc și citesc Scriptura, nu? Da. Deci, și fiind în grupul ăsta, poate grupul are și acțiuni practice, nu? Da, au acțiuni, deci. De genul, voi, de exemplu, grupul vostru din Austria, de tineret. Păi noi facem, ce facem? Noi mergem la sport. Faceți jucăm, sport împreună? Da, împreună. Jucăm fotbal, voleibol, ce mai face. Asta în timpul săptămânii, bineînțeles. În timpul săptămânii. Aveți o seară de tineret, Patrick? Știu că aveți o seară. Da, avem o seară o dată pe săptămână. O dată pe săptămână? Vinerea. Și mai avem și duminica, cine vrea, puțin mai intensiv. Studiu mai intensiv, așa. Mai aprofundat puțin. Fără program, fără program așa pentru... Da. Și am înțeles că și tu mai te implici ca lider la tineret, la întâlnirea acestea de tineret. Da, exact. Din toamnă am înțeles că chiar mai mult va trebui să te... Așa știu eu, depinde acum, să vedem, mai trebuie vorbi cu pastorul. Cu pastorul, bineînțeles, bineînțeles. Să vedem, da. Așa. Și, Filip, cum decurge o seară de tineret la care cred că participi și tu, când ține Patrick sau nu ține, tu mergi la tineret? Deci, la început... ca să, cum să zic, să break the ice. Așa, un ceai, un... Nu, deci ca să fie asta mai relaxant. Așa, să creezi o atmosferă relaxantă. Da, așa, deci că vin oameni de acasă, nu. Ne jucăm ceva, deci începe cu un joc. Relaționare, un joc... Da. Așa, de un grup. Un joc de grup, așa. După aceea avem mesajul, da? Deci de la lider sau de la... Liderul pregătește un scurt mesaj. Da, scurt e bine zis, de cam jumătate de oră. Cam jumătate de oră, da? Da. Și după aia, de obicei, avem și worship, adică cântări și rugăciune. Da, da, da. Și cam asta avem, cât avem după aia, o oră, jumate, tot programul. Și după program ne rugăm pentru seară și pentru mâncare și după aia trecem la mâncare, mâncăm împreună. Mâncați și împreună. Mâncăm împreună. Aveți și o agapă, cum era în Faptele Apostolilor, da? Aveți agapă împreună, da. Frumos. Da. Frumos. Și după aia mai discutăm despre ce am auzit sau cum a fost ziua la alții, deci cum a fost școala. Da, da, discuteți, relaționați. Vă interesați unul de altul, vă rugați unii rugăm, pentru alții. Da. Da. Și cam asta e seara de tineret, de vineri, da? Da. Apoi întâlnirile sportive, spuneam, mergem, jucăm tot așa cu creștini și prietenii voștri, nu? De oriunde, da. De oriunde, da. Nu numai baptiști, pot veni și catolici și de alte confesiuni. Și chiar o să ne spuneți în a doua parte cum venind prieteni ai prietenilor sau prieteni în alte confesiuni, au îndrăcit
credința adevărată, credința biblică, și chiar s-au hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu așa cum scrie la carte. Exact. Sau cum scrie în Biblie. Patrick, tu, ca unul care te ocupi și de studiu biblic, aveți o serie de subiecte sau fiecare lider când ține și alege subiectul cum consideră el? Bănuiesc că subiectele sunt pentru tineri care au legătură cu viața lor, nu? Deci, la grupul de tineret am avut acum din septembrie până în noiembrie am avut o serie, deci să crezi în Dumnezeu cu inima, dar și cu mintea. Da. Deci nu numai să te simți bine, ci să și înțelegi ce cred eu aici. Că ce se întâmplă. Exact, dacă cineva vine, mă, tu de ce crezi în Dumnezeu sau cum poți tu să crezi în asta, să poți să fii în stare să explici. Să explici. Exact. Deci nu numai cu inima și că eu mă simt bine cu Iisus, tot felul de chestii, ci și să înțelegi. Și a fost pentru tineri, așa am făcut programul așa. Deci, foarte bine. Și atunci ați ales teme care să atingă și mintea, exact, și, exact, și inima. Exact, da? Da? Și de ce e logic sau nu e logic, e adevărat că, de exemplu, Iisus a înviat. Exact. Da. Exact. Pentru că asta este tema fundamentală a creștinismului. Spunea cineva că dacă Hristos n-a înviat, atunci creștinismul ar fi trebuit să dispară de la sine. Da, dar da, dacă faptul că Hristos a înviat, în ciuda autorităților vremice, și romanii erau împotriva lor, și iudeii erau împotriva lor, și erau un grup atât de restrâns, nu? Erau 150, până la urmă au ajuns la 5.000 în Ierusalim, și fără arme, fără resurse financiare, și ei au reușit să ducă această credință până la marginile pământului și să ajungă, din punct de vedere religios, cea mai mare religie a lumii, peste 2 miliarde de oameni. Oare ce a stat în spatele lor? Adevărul. Adevărul, da. Adevărul. S-a întâmplat aievea și, bineînțeles, puterea lui Dumnezeu, care a împins adevărul mai departe, cu prețurile care le știți și voi, martiraje, sacrificii, pierderea averilor, cum era atunci, aș lua averea, ți-o confisca că erai creștin, și așa mai departe. Bun, deci îți trebuie curaj în Europa astăzi să fii creștin, pentru că oamenii sunt, spuneați voi, dezinformați, sunt dezinteresați, sunt, unii sunt vicioși, pătimași, au ajuns anumite păcate, nu? Și omul e de natură păcătoasă și atunci când ajunge stăpânit de un viciu, el se simte bine cu viciul ăla și nu vrea să se pocăiască. Pentru că, până la urmă, creștinismul are de face cu pocăința. Da. Cu schimbarea vieții. Da. Și spune, nu, mie îmi place așa, alcoolic. Mie îmi place cu drogurile, mie îmi place cu destrăbălarea. Și de asta te respinge la început. Da. Dar spunea Patrick, trebuie să ai curaj. Exact. Trebuie să ai îndrăzneală. La baza acestui curaj, repetăm pentru prietenii noștri, da? Spuneați voi, amândoi, așa, și unul și altul, trebuie cunoștință. Și o cunoștință bine fundamentată, spuneai tu, că alături de teologie trebuie și logică. Da. Da? Deci teologie alături de cunoștințe logice și explicații logice. Da, pentru că altfel oamenii nu vor să primească. Da. Păi asta e, în ziua de astăzi trebuie să fie totul explicat, totul să fie logic. Și dacă tu vii doar cu măi, Iisus te iubește. Da, da. De ce mă iubește? Cum mă iubește? Da, da. Cum a trăit? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Trebuie să fie logic. Și dacă el vede că creștinul ăsta cu care vorbește îi deștept, apoi e mai interesat. Devine mai interesat. Exact. Da, da. Nu e numai poveste Biblia asta. Da, ca fel de legendă, poveste de mult care s-a întâmplat, dar astăzi... Și e adevăr. Sau începe să gândească, măi, e ceva adevărat. Teologie, trebuie să fie teologic și să fie și logic. Da. Așa, ca să reținem. Teologic și logic în același timp, pentru că trăim vremuri ale rațiunii. Oamenii se închină de la Revoluția Franceză, știți, cu zeița rațiunii și așa mai departe. Au început să se... Și încă sunt marcați de chestiunea aceasta a rațiunii. Și creștinismul este logic. Creștinismul este istoric, creștinismul este dovedit arheologic și creștinismul este și logic. Așa, da? Ok? Am stabilit. Deci, iată, ne trebuie aceste resurse. Cunoscând, spune Biblia, spune Sfântul Apostol Pavel, credința vine în urma
auzirii. Uh-huh. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu facem altceva discutând aici decât să punctăm ceea ce creștinismul a făcut de la început. A informat oamenii, oamenii unii au crezut, alții s-au împotrivit și pe baza acestei cunoștințe a Evangheliei, i-au luat o decizie în cunoștință de cauză. Da? Și au crezut. Da? Au crezut. Da. Deci, dacă n-ai o credință, și aici vreau să subliniem puțin, mai avem vreo 3-4 minute până la pauză, îți trebuie o credință vie, o credință adevărată. Da. Că dacă tu nu ești convins, nu crezi cu adevărat, de ce să-mi risc eu obrazul, să mă jignească ăla, să mă respingă, să mă eticheteze, bă, ești fanatic, ești rătăcit, ești... Nu? Da. Deci trebuie să fii tu însuți întors la Dumnezeu. Exact. Sau născut din nou. Exact. Da? Sau decis, hotărât pentru Dumnezeu. Nu-i așa? Așa. Ați avut și voi perioada în care probabil nu erați hotărât și spuneați, nu spuneați, cum a fost la voi? Când ați fost mai îndrăznesc? După botez sau înainte de botez? Că botezul marchează decizia, da, nu? Eu zic că după botez, dar și după botez mai ai faze când ești așa... Da, da. După botez a fost faza când ai fost mai curajos, mai curajos, să zicem. Mai îndrăzneț. Exact. Mai îndrăzneț. Mm-hmm. La ce vârstă v-ați botezat voi? 19 sau 20? 19, cred că am. 19 ani? Mm-hmm. Tu? Și? Eu chiar înainte să duc la armată. Deci 20? 3 ani, 22. La 22 de ani. Da. La 22. Și pentru cei care ne aud, ne privesc, de ce v-ați botezat așa de mari? De ce v-ați botezat așa de târziu? De ce nu v-ați botezat mici, cum fac catolicii sau ortodoxii? Ce înseamnă, de ce, vă aduceți aminte? De ce ne botezăm noi mari? Pe ce bază? Da, eu m-am botezat. Nu te-am botezat alții, da? Da. Că am vrut să fiu eu convins de Dumnezeu și eu să decid cu... pentru mine dacă cred în Iisus. Și dacă urmez. Și dacă îl urmez. Calea aceasta. Exact, și nu alții să decide pentru mine. Ok, Filip, dacă ne uităm în Matei, în Marcu 16, Matei 20, reiese că este și o poruncă botezul? Adică e poruncit botezul în Biblie de Domnul Iisus? Mm-hmm. Ce zice? Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Da. Și ce să fac oamenii? Se boteze în numele... Cine crede, se botează. Exact. Deci putem spune că prima dovadă a credinței adevărate, că dacă n-ai această credință, această convingere sinceră, personală, ți-e rușine de Dumnezeu, ți-e rușine să vorbești din Biblie, ți-e rușine să te porți cum te învață Biblia. Dar dacă tu crezi cu adevărat, nu ți-e rușine nici să te botezi, în primul rând, nu? Da. Și atunci botezul este dovada vie, că tu ai crezut, că tu ai ales această cale, cum zicea Patrick. Chiar și crezi, da. Așa. Bun, deci să zic așa, remedii sau resurse ale curajului ar fi cunoștința, ar fi credința, dar ai zis tu ceva de dragoste sau de o relație apropiată, că sunt momente când ești mai delăsător sau mai temător, altă dată ești mai îndrăzneț. Și asta e și în funcție de relația ta cu Dumnezeu? Cu Dumnezeu, da. Da? În ce constă relația aceasta? A ta, de exemplu, sau a lui Filip cu Dumnezeu? 2 minute. Adică cum e întrebarea? Deci, tu ca și creștin, care te-ai decis pentru Domnul Iisus și ai ales calea Lui și te-ai botezat și ai făcut legământ cu El, acum trăiești într-o relație cu El, da? Exact. În ce constă relația aceasta? Avem o Biblie, nu? Da. El ne vorbește, Dumnezeu ne vorbește prin Biblie. Cuvântul Lui, da. La unii se mai întâmplă prin vise, prin vedenie, prin... Dar în mod obișnuit ne vorbește prin Biblie. De ce zic asta? Voi în germană, dacă vorbeam, din start era clar din start. De ce zic asta? Pentru că mulți oameni, cum, domne, să ai o relație cu Dumnezeu? Că pe Dumnezeu nu-L vezi. Dumnezeu nu are trup ca și noi. Cum să ai tu o relație cu El? Păi uite, Dumnezeu ne-a scris o scrisoare. Eu îi citesc scrisoarea. Dar la rândul meu vreau și eu să-i spun ceva. Cum vorbesc eu cu Dumnezeu? Prin ce? Cum? Prin rugăciune. Prin rugăciune. Exact. Și... Filip, rugăciunea este, o citești de undeva sau cum e viața ta de rugăciune? Rugăciunea e personală. E personală. Deci e cam cum ar vorbi cu părintele meu. Exact. Asta trebuie să știe, ce că rugăciunea ta a unui tânăr creștin, da? Da. Și ispitești și ataca așa ca orice tânăr. Când
ești ispitit, când treci prin încercări, da? Tu te retragi și stai de vorbă cu Dumnezeu, cum ai stat cu tatăl tău. Cu tatăl meu, da. Cu tatăl tău. Deci îți deschizi inima, îți deschizi sufletul și discuți cu Dumnezeu, da? Asta e rugăciunea și cred că alături de credință, viața asta zilnică de rugăciune, de părtășie, de comuniune cu Dumnezeu, prin citirea Bibliei, prin rugăciune. Spuneați voi de mersul la biserică. Și asta, da, e, și asta e foarte important. Asta ne țin aproape și ne țin așa într-o stare de curaj, de îndrăzneală. Exact. De curaj, de îndrăzneală, de activă pentru Dumnezeu. Că dacă tu ești un creștin activ, Dumnezeu se bucură de tine. Da. Da? Trăiești și propovăduiești. Dacă ești un creștin așa apatic, rușinos, pe undeva înseamnă că nu prea mai citești. Așa e? Ai lăsat mai moale cu rugăciune, nu mai ai timp să te rogi, nu mai ai timp să citești. Și normal că vine teama, rușinea, vin toate astea pe capul nostru. Ne-am apropiat de pauză, dragi prieteni, ne bucurăm de o pauză, zic eu, folositoare și ea pentru sufletele noastre. Și în aproximativ 2 minute ne întoarcem în studio cu cei 2 tineri care s-au născut în Austria, s-au integrat acolo, știu poate mai bine limba germană decât limba română, dar care n-au uitat că părinții lor sunt de aici și se întorc acasă ori de câte ori, sau revin în România ori de câte ori, cu bucurie și cu inima deschisă, da? Exact. Doamne ajută! Haideți să ne bucurăm de pauză! Doamne, sufletul de tine, mai mult ca floarea veșnică de stânci, să uit de ani, de lume și de mine, privind adânc în ochii tăi adânc. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava sărilor senine în inima de om ce-mi bate în piept. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, ca piun levit de altarul său divin, să n-am nici plug în voi, nici hol de pline, ci tu să-mi fii și pâine în veci și vin. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, din visul meu să nu mă mai deștept, să simt și slava sărilor senine în inima de om ce-mi bate-n piept. Lipește-mi, Doamne, sufletul de tine, ca pe o ființă smulsă de la greu. Ridică-mă din valea de suspine și ascunde-mă cu tine-n Dumnezeu, cu tine-n Dumnezeu.
de om ce-mi bate în piept, în inima de om ce-mi bate în piept. Bună seara, dragi prieteni, am revenit în studio, la Radio Vocea Evangheliei, suntem la emisiunea Lumii peste Veacuri. Seara aceasta avem doi invitați special pentru mine, sunt nepoții mei din Austria, de la fratele meu mai mare cu 2 ani, de la Petrică Roșu. Este vorba de Patrick Roșu și Filip Roșu. Vă spun încă o dată, bine ați venit! Mulțumim! Domnul să vă binecuvânteze! Și de asemenea, ne rugăm să fie și Marco, cel de-al treilea, deci fratele mai mic, să fie bine la armat. Amin. Da. Amin. Și l-așteptăm și pe el. Și pe el. Poate la anul, da? La anul sau în doi. Doamne ajută. I-am invitat, nu doar că sunt nepoții mei, i-am invitat să învățăm împreună cu tinerii dumneavoastră, cu tinerii care ne privesc, că se poate trăi și răzbi ca și creștin, da? Se poate trăi ca și creștin și răzbi ispitele și atacurile acestor vremuri, care sunt așa de multe și vin pe atâtea căi, dacă luăm aminte la ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Mm-hmm. Dacă, spuneați voi, ne sfătuim cu cei mai mari ca noi, cu mai multă experiență, da? Îți trebuie curaj, da? Am discutat în prima parte că îți trebuie curaj din cauza ateismului, din cauza extremismului, din cauza materialismului. Mm-hmm. Oamenii nu mai vor să audă de religie, nu mai vor să stea de vorbă despre Dumnezeu. Îți trebuie curaj și îndrăzneală să poți trăi ca și creștin adevărat. Da, da. Amin? Amin. Amin. Și am văzut ce resurse avem. Citirea Bibliei, da? Decizia personală, credința și decizia prin botez, da? Lot, așa, mărturia aceasta a botezului. Și trăirea de fiecare zi cu Dumnezeu, relația personală. De acord? De acord. Asta am discutat atât în prima parte. Acum, dragi prieteni, vreau să-i invit să ne spună în partea a doua, pentru că e mai scurtă, o experiență din viața lor prin care Dumnezeu a lucrat și trăirea lor s-a reflectat în cei din jurul lor. Dar până acolo, până acolo, de ce avem nevoie ca să fim de folos, să fim relevanți, ca și creștini, ca tineri creștini, de ce mai avem nevoie, să zic așa, sau de ce, ce ar trebui să avem la dispoziție și să folosim ca să fim relevanți și creștini, tineri, influenți? De ce avem nevoie? Deci ce am văzut eu e că lumea se uită la tine. Deci dacă tu le-ai zis sau ei știu că tu ești creștin, da, ei se uită la tine. Și dacă ei văd, mă, ăsta nu e, poți să ai și o vorbă bună cu el, chiar dacă e creștin, poți să râzi cu el. Exact. E relevant ca să ai curaj să trăiești printre oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. E foarte relevant dacă tu străiești credință. Da. Asta e important. Ești om asta de cuvânt. Important. Asta e important. Ești om integru. Da? Da. Și aplici cuvântul, aplici Biblia. Exact, exact. Biblia este o carte practică, nu este o carte de filozofie. Este o carte practică. Și dacă tu o practici, oamenii văd. Da. Pe oamenii asta, văd. Asta e, să vadă. Așa. Să vadă viața ta. Exact. Viața exact. Ta. Deci, asta ajută foarte mult la mărturia voastră ca și tineri creștini, acolo în Austria. Dar voi, părinții voștri sunt români. Da. Și ca să ajungeți să fiți o mărturie bună și să aveți, să fiți relevanți între tinerii austrieci, nu numai o viață curată și schimbată a fost nevoie, dar poate mai era nevoie, mă gândesc, voi v-ați integrat, nu? Acolo? Integrarea este importantă? Da, ne-am integrat, deci... Adică să nu te izolezi, așa, am văzut turci, ei se izolează. A, deci asta... Arabii stau izolați. Da, 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 deci e, asta... E corect așa? Nu, asta nu e corect. Deci dacă, chiar dacă, să zicem, e un grup de români... Da? Pe la biserică sau la școală, nu contează, acolo, da. Nu contează. Nu e foarte înțelept să stai numai cu ei, deci... sau să vorbești în românește când tu ești într-un grup de austrieci, să zicem așa. Da, da. E important să te integrezi, că e, no, ei văd, ok, ăsta vrea să se integreze sau nu vrea să se integreze, aici, are interes sau nu are interes. Are interes sau nu, da. Exact. Și, deci poți să faci numai, e ceva numai pozitiv dacă vrei să te integrezi. Și ei apreciază lucrul ăsta. Foarte mult. Și bănuiesc că dacă tu ești un om de cuvânt, un om serios, un creștin
practicant și văd la tine dorința de a vorbi corect, de exemplu, germană, da? De a te integra, de a fi, de a înțelege cultura lor și a respecta și a te integra, de a fi folositor între ei, nu? Da. Bănuiesc că asta, Filip, duce la prietenie cu ei, adică ajungi să te împrietenești cu tineri care sunt acolo, poate, generații de viață, nu? Da. S-a întâmplat să... poate ne spui puțin ceva despre prietenul tău din armată vis-a-vis de acest deci, secret al prieteniei. Da. Deci, înainte să explic cum m-am prietenit cu el, vreau să explic și situația, cum am intrat la armată. Deci, eu am avut un timp mai greu la școală și am zis că îmi trebuie o pauză. Am simțit că domnul zice, mi-a zis, aici trebuie să facem o pauză. Exact. Să căutăm altceva. Și am intrat la armată și în prima noapte am intrat cu colegul ăsta în cameră. Exact. Erați doi în cameră? Nu, patru. Patru? Patru eram. Deci, și înainte să ne culcăm am mai vorbit puțin și ne-a pus, deci ne-am întrebat așa lucruri și eu am zis multe lucruri ce n-am făcut. Deci n-am avut sex cu femei, n-am băut alcool, să zic, să devin beat sau... lucruri dintre astea. Exact. Și el în timpul ăsta n-a fost, deci nu s-a întors la Dumnezeu și el a râs de mine. A râs de tine. La vârsta ta să nu te destrăbălezi sau să nu te distrezi tu cu femeile sau să nu te îmbezi din când în când, să nu te distrezi într-un cuvânt. Cam așa, deci cam așa a fost. Și după un timp pe el l-au dus în altă unitate, secție. În altă secție. Deci am fost cam 4 săptămâni despărțiți. Și după aia iară ne-au băgat într-o unitate împreună. Da. Și am văzut că el se ocupă cu ceva cărți așa de ezoteric și... paranormal. Da, și cu aliens și din astea. Extraterestri, da. Și le-am întrebat de unde are cărțile. A zis că mama lui a dat astea. Că ea e cu dintre astea. Și... după aia l-am întrebat dacă se ocupă și cu alte religii sau dintre astea și dacă știe ceva de Isus. Și el a zis că da, știe. Că bunicul lui e foarte catolic și a mers la biserică. Și de fapt, după aia cu timpul, el tot venea la mine și mă întreba lucruri din Biblie. Deci și citea a început să citească din Biblie, deci el mi-a pus întrebări, eu am încercat să răspund ce am știut eu. Exact. Și după un timp i-am zis, hai, dacă ai chef, dacă vrei, ai timp, vino la grupul de tineret la noi, la biserică. Exact, la grupul de care vorbea Patrick și unde el mai slujește ca lider, da? Da. Și nu știu dacă a venit în timpul de armată. Nu știu. Nu cred. Dar a venit până la urmă. După armată a venit la o, cum să zic, noi am făcut o săptămână cu tineretul, am stat o săptămână la biserică. Da. Am mâncat acolo. Un fel de tabără. Da, un fel de tabără. Așa. Și el a venit acolo și i-a plăcut foarte mult. Și după, nu știu dacă era deja botezat, nu era atunci botezat, după ce tabăra asta s-a botezat și el și... ce vreau să zic? Viața... Eu n-am crezut că timpul în armată eu o să fiu... Evanghelist, da. Da. Deci Domnul m-a folosit... Fără să te gândești tu. Fără să mă gândesc. Eu am avut probleme cu școala. Eu am vrut să fac pauză, să mă relaxez. Te odihnești, te relaxezi. Da. Deci armată, ok, 10 săptămâni faci antrenament între asta și după aia pe mine m-a băgat la birou. Da. A fost foarte fain, da. Și deci eu am crezut, ok, eu mă relaxez 6 luni, fac nimic. Și Dumnezeu avea alt plan. Alt plan, deci. Acest prieten al tău s-a întors la Dumnezeu și chiar a făcut legământ în apa botezului cu Domnul Iisus. Da, deci el s-a botezat chiar, să zic, jumătate de an după ce s-a pocăit. Foarte interesant. Deci, foarte repede. Mie îmi pare rău că nu m-am botezat așa de repede. Eu nu m-aș boteza. El s-a botezat mai repede ca tine, da? Foarte frumos, foarte frumos. Deci, faptul că el a auzit că tu ești deosebit și că cu ajutorul Dumnezeu te-ai ținut departe de păcatele astea ale tinereții, el pe undeva a fost cercetat, mă gândesc eu, nu?
Și după aia a venit la tine, s-a apropiat din nou de tine și a început să înțeleagă, a început să dorească să înțeleagă secretul tău. Da, i-a dat și domnul timpul să se ocupe cu Biblia, că avea timp. Da, da, deci el se duce des cu skateboard. Ah, da, da, da. Și odată a căzut și și-a rupt aici la umăr ceva os. Și după aia câteva săptămâni trebuia să stea... Asta la pat? Da, la pat. Și dă-i și citește. Și în timpul ăsta l-am văzut numai cu Biblia. Cu Biblia să citească, da. Și am văzut schimbarea la el, deci foarte în timpul acesta. Foarte frumos. De fapt, spunea cineva, Filip, că cea mai bună metodă de evanghelizare este mărturia vieții. Mărturia vieții tale. Haideți să auzim și la Patrick un exemplu de mărturie, cam într-un minut, așa, Patrick. Într-un minut, ok. A fost o fată la... A venit... Deci avem un băiat la tineret care e foarte... Se împrietenește foarte repede cu oamenii? Cu oamenii, da? Mm-hmm. Și a adus doi prieteni la tineret și astea două fete. Și astea două fete, la început au venit, că avem și noi așa cu ceilalți. Să vadă. Da, exact. Și au venit și am avut discuții și cu Dumnezeu ăsta. Dumnezeu, nu știau nimic. Nu știau nimic și au pus întrebări grele și chiar îl înjurau pe Dumnezeu. Dumnezeu. Respingeau. Da. Respingeau. Spunea cuvinte rele. Urte. Și una dintre fete... A continuat să vină. A continuat să vină și aialaltă a continuat să vină, dar aialaltă a pus alte întrebări. Întrebări mai personale, întrebări... Mai sincere. Mai sincere, da. Și a venit și cu noi odată vreo săptămână, două săptămâni în Iordania și acolo tot a mai fost stat de vorbă. Cu grupul vostru de tineri. Da, la un misionar și a vorbit și cu misionarul și... N-a putut să creadă că în Iordania creștinii n-au voie să creadă ce în Iisus. Că nu-s liber, da. Da, și asta tot a afectat-o, a influențat-o, a început să citească Biblia și acum un an s-a apucat și ea. S-a botezat. Acum câteva săptămâni s-a botezat, da. Slavă Domnului! Exact. Slavă Domnului! Am înțeles că sunteți și prieteni. Da. Și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și prietenul tău și prietena ta. Mersi. Să crească, da. Și la rândul lor, prin viața lor, prin exemplul lor și prin cunoștințele lor din Biblie, să aducă și pe alții atei și oameni păcătoși așa la adevărul Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Mulțumesc că ați fost cu mine în seara aceasta, dragi nepoți. Domnul să vă binecuvânteze la drumul de întoarcere. Mersi. Și vă mai așteptăm și data viitoare și cu Marco, bineînțeles. În studio. Cred că am ajuns la finalul emisiunii și de obicei eu citesc câteva versuri. Okay. La final, de data asta din volumul Crâmpeie de Har și se numește așa poezioara Chemare. Veniți să aducem la lumină tezaurul de necuprins ce în revelația divină Duhul cel Sfânt ni l-a înscris. Veniți să trâmbițăm pe case tot ce Hristos ne-a învățat și să clarificăm la mase cine sunt cei ce l-au urmat. Veniți să oprim stricăciunea ce strigător s-a înmulțit, folosind postul rugăciunea să demonstrăm ce-i pocăit. Amin. 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 Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim. Amin. Vă mai așteptăm pe la noi. Mersi. Amin. Cu plăcere. Fiți binecuvântați și să ne reauzim, să ne revedem sănătoși și data viitoare.